vor dansa lângă tine și sunt absolut convins că tu, ca de fiecare dată, o să faci o impresie absolut fenomenală. Tu mi-ai făcut și mie anul trecut, te-am văzut prima dată și am zis, bă, bravo ție, copile, o să vedeți ce voce are, o să vedeți în ce fel cântă și după aia, la sfârșit, vă spun prin câte operații a trecut, ca să știți. Eu nu vă spun decât doar că Alexandru este un erou. Noi îl cunoaștem pe Alexandru de când și el și Sebe aveau undeva la vreo 9 ani și 8, cred că nu mai mult. Mai mic? 4-5 ani. 4-5 ani, zice mami, Doamne, ce slavă minte sunt. Deci când aveau 4-5 ani și acum băieții noștri au 22 de ani, Alex și cu Sebi făceau recuperări în centrele din Techergiol, Oradea, pentru că, așa cum am spus, Câmpul Lungu, Bucovina, Suceava, Vatra Dornic, Gura Humorului, poți enumera foarte multe localități, nu au un centru de recuperare. Și atunci noi, părinții, făceam sute de kilometri ca să facem recuperare. Acum Alex din Vaslui, Sebi din Câmpul Lung, vin și vă încântă și vor face recuperare în centru de recuperare din Câmpul Lung, Moldovenesc. Hai, Alex! Bravo! Bună seara! Din nou pot spune, așa cum a spus și doamna Anca, și vreau să o felicit pe această cale pentru acest proiect minunat. Și Sebi, prietenul meu, felicitări, omule, ne știm de mici. Așa cum a spus și doamna Anca și domnul Sorin, vă mulțumesc pentru această prezentare minunată. Vin din Moldova lui Ștefan, Vaslui. Și cred că toți ați mâncat mămăligă, nu? Și știți ce aia mămăligă, nu? Maestre, muzica! Hai mai tare, maestre, că se poate! Eram copii acasă, măi mămăliga s-a filmasă, măi tata pus-o pe trimoasă, cu ea mămăliga groață. Am avut bani ce-o venit, dar plăbă n-a fost mai venit. Mămăliga e nițineașă, e o zi așurta mea. Măi mămăliga mea de noi, măi mea de spădarul noi, să mereu ca trimoasă. Păi asta-i bucuria noastră, păi mă mărigai ca un soare, vă poate de fiecare, când am o mărigă bună, păi cu tot neamurile împreună. Hai lele, hai lele, asta-i mă mărigă mea, hai lele și hai la labă, asta-i mă mărigă mea. Și noștri frate se porneau la drum departe, cu o mămăliga trai să foi acasă îi pălnească. Și bunelul și bunica păi m-au învățat să-ți fac melica, dar mai mântări mai răzoase decât mămăliga noastră. Păi mămăliga neamul lui, păi ne-a gospodarul lui, să mereu îi da pe masă. Păi asta-i bogăția noastră, păi mămăligă-i ca un soare, vă poate de fiecare, la o mămăligă bună, păi cu tot neamănă nebreună. Hai lele, hai lele, asta-i mămăligă mea, hai lele și hai la nouă, asta-i mămăligă mea. Păi te lăsc eu un colon pasit, mămăligă mea sunt pasit. Așa acasă, păi tot măliga stă firmoasă. Mă dar și că-i dulci merii, cât de brânză și sumierii. Am un toată în loca mamării, mămăliga mele mării. Când m-am bucat doar din casă, cu mămăliga firmoasă. Păi mămăliga neamul lui, păi neamul lui, neamul lui, să mereu în cap de masă. Păi asta-i bucuria noastră, păi mămăligă-i ca un soare, vă poți fi fiecare, la o mămăligă bună, păi cu tot neamurile împreună. Hai lele, hai lele, asta-i mămăligă mea, hai lele și hai la-n la, asta-i mămăligă mea, hai lele, hai lele, asta-i mămăligă mea.
Alexandra, măi! Bravo! Vă mulțumesc, Ansa Tăi! Hai să gândim! Măi, eu vânt să mai dau, vânt să mă dau, vânt să mă Thank you.
Cum să zic, am simțit... Mă, voi sunteți la din dragoste aici? Nu, dar vreau să zic asta. Am simțit o legătură, încă o frăție. Și uite, peste ani, uite că a rămas. Opa! Și îți mulțumesc frumos pentru clipele petrecute atunci. Noi am făcut multe chestii împreună. Ne-am închis și groapa mântuia. Și vreau să vă mulțumesc din nou. Și îți mulțumesc că nu m-ai uitat. Și nici eu nu te-am uitat. Mulțumim și noi, Alexandru. Alexandru, ai uitat un lucru să precizez. Câte operații ai tu? 46. 46 de operații, nu? Deci, dacă Alexandru cu 46 de operații a dansat... Mai bine decât mine? Nici nu vorbim. Care n-am niciuna? Atunci nimeni din sală nu are motiv să spună nu pot la ceva. Da? Este o vorbă. Pot totul într-un Hristos. Și noi putem totul. De ce mai departe să-i? Da, deci...